autoritățile din Olt au marcat ziua NATO fără a-i da importanța pe care o merită, deși în județ există una dintre cele mai importante baze NATO din Europa, scutul antirachetă de la Deveselu. Manifestările prin care s-a dorit marcarea acestei zile au debutat cu intonarea imnului național și marcarea importanței aderării țării noastre la Alianța Nord-Atlantică. Scopul esențial al NATO este acela de a asigura libertatea și securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice și militare, în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic și cu principiile Cărții Națiunilor Unite. Ceremonia a continuat cu arborarea drapelelor României și NATO și s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. Evenimentul nu s-a bucurat de o participare numeroasă din partea reprezentanților instituțiilor statului, dar nici a slătinenilor. Unii au aflat abia la final de ce se adunaseră jandarmii și câțiva militari. Păi eu știam că e ziua jandarmilor. M-ar veni, da. Dar de ziua NATO ați auzit? Nu, tocmai că nu știu, am rămas impresionat. Dar ați stat și ați urmărit ceremonia? Așa, din trecere. Am noroc că i-am întâlnit și ziua NATO astăzi. Altfel nu știam de eveniment, nici nu sunt de aici, din oraș. Ziua NATO se aniversează în România din 2005. La alegerea datei s-a ținut seama de apropierea de data oficială a aderării României la Alianța Nord-Atlantică, 29 martie 2004, și de data arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO de la Bruxelles, 2 aprilie 2004.